Casa de Cultură Mihai Ursachie a municipiului Iași a găzduit aseară vernisajul expoziției de fotografie de Ale Gurii. Cele 44 de lucrări din expoziție aparțin participanților celei de-a 26-a ediție a cursului O inițiere în fotografie. Despre fotografiile expuse a vorbit Dan Mititer, referent al Casei de Cultură Mihai Ursachie a municipiului Iași. Colegul nostru Constantin Ciof a fost prezent la vernisaj și a realizat următorul material. Alături de noi se află Odette Carneci, unul din absolvenții cursului O inițiere în fotografie cu Dan Mititelu, care a expus în această seară pentru prima dată în viață. Ce este în sufletul dumneavoastră? Curiozitate, bucurie, toate. Ați selectat mai multe fotografii pentru această expoziție? Da, mai multe. Fotografiez de mulți ani, însă niciodată cu profesor. Considerați că Dan Mititelu este un profesor? O, da, din toate punctele de vedere, bun profesor, bun dascăl. Cum ați parcurs o inițiere în fotografie? În timp foarte scurt aș mai fi vrut, încă cel puțin 3, 4, 5, 6 luni. E ce de învățat, da. Ce cunoștințe ați rămas în minte de la acest curs? Dan Mititelu te învață să vezi ce să fotografiezi. Că de ținut aparat și de citit o carte tehnică o știm cu toții. Te învață să vezi ce tu nu vezi. Aș vrea să ne întoarcem la fotografiile expuse. Puteți să-mi spuneți câteva cuvinte despre fiecare dintre despre fotografiile, fiecare. Măcar despre două fotografii, okay, dintre cele expuse. Una dintre fotografii e asta. Este prima care reprezintă mai mult decât vede lumea. Sunt pasionată de artă populară veche și bucățica de artă populară îmi place. Ați pus un contrast cu o sticluță de semințe. Da. Sămânța este tot de la care pleacă tot. Și suntem în primăvară. E reprezentativ sămânța. O altă fotografie e un cuib cu ouă. Iarăși, primăvara. M-am ghidat un pic și după anotimp. Cea de sus e un pic romantică. Poate un pic din firea mea, poate nu. Nu știu. Poate că așa aș fi vrut să fiu și nu sunt. Două căni de ceai la o lumânare. Cred, nu se mai bea ceai la o lumânare și... Mult succes în continuare! Mulțumesc! Mulțumesc mult! Mihaela Ajităriții a expus în cadrul expoziției de fotografie de Ale Gurii. N-ați venit singură în această seară? Nu, am venit împreună cu copilul. El, cred, mai mult pasionat decât mine. Ce ați expus în această seară? Ceva poze mai vechi. Am descoperit că pozele mai vechi pot fi poze bune, care s-au încadrat în tematica noastră și cam atât, ceva de sezon. Cum veți continua în ceea ce privește fotografia? Pozând, făcând foarte multe poze, sper. Sunt pasionată și de poze și de călătorie, adică sper să le îmbinăm pe amândouă cum trebuie. Spre ce gen? Adică ce vă place să fotografiați mai mult? Peisaj, îmi place fotografia alb-negru și portrete, dar îmi plac oamenii văzuți prin fotografie. Cum ați parcurs o inițiere în fotografie cu Dan Mititelu? Super! Super. Descrieți-mi în 30 de secunde. Chiar am învățat lucruri de la care nu mă așteptam să nu le învăț. Am învățat de toate, câte un pic din fiecare. Și am foarte încântată. Foarte încântată. Spunea cineva în această seară că s-a simțit la cursul O inițiere în fotografie cu Dan Mititelu ca un copil. Ca un copil care descoperă câte un pic ceva. Nu uităm, da, din copilărie. Da, așa e. Descoperim câte puțin din fiecare. Câte puțin din toate și chiar ar fi bine să facă toată lumea. Ce înseamnă fotografia pentru dumneavoastră? Fotografia pentru mine e o pasiune momentan și cred că așa va rămâne. O pasiune adusă la un nivel cât mai sus. Mi-ar place să știu cât mai mult despre ea, să fac cât mai mult și să, nu știu, să dau tot ce pot legat de ca pasiune. Mult succes în continuare! Mulțumesc foarte mult! Felicitări pentru expoziție! Mulțumesc. Am ascultat un material pregătit de colegul nostru Constantin Ciofu. Expoziția de fotografie de Ale Gurii, organizată alături de Clubul Fotografilor Iași, poate fi vizitată în Galeria de Artă Labirint a Casei de Cultură Mihai Ursachie până pe 9 aprilie.
Vă reamintim, stimați ascultători, că luni 4 aprilie de la ora 18 va începe o inițiere în fotografie cu Dan Mititelu, ediția 27-a. Cele 20 de întâlniri de câte 2 ore vor avea loc în fiecare zi de luni și joi, între orele 18 și 20. Înscrierile se pot face de luni până vineri, între orele 9 și 14, la sediul Casei de Cultură Mihai Ursachi din Iași.